Prin ajutorul celui de sus, iată-ne din nou în casa Domnului, fapt pentru care trebuie să-i mulțumim și să venim cu întreaga ființă înaintea Domnului pentru ca să fim împreună lucrători cu El. Amin. Astăzi, lecția a cincea din tematica Împreună pentru Ierusalim, rezidirea Ierusalimului după întoarcerea din robia babiloniană. Rezidirea Ierusalimului a fost o necesitate după rezidirea templului. Deși s-a efectuat abia la câțiva zeci de ani mai târziu, însă numai o inimă plină de pasiunea sfântă, mișcată de Duhul, putea mobiliza poporul pentru această lucrare. A fost din nou un împreună pentru Ierusalim. Nu putea face nimeni de unul singur, dar trebuia cineva de la care să pornească această lucrare și apoi împreună cu toți ceilalți să lucreze pentru rezidirea dărâmăturilor lui Israel. Astfel, cartea Nemia, capitolele 1 la 7 și capitolele 11-12 se ocupă de această lucrare. Rezidirea Ierusalimului s-a efectuat în paralel cu reînnoirea vieții spirituale a evreilor, ceea ce este descris în cartea Nemia, capitolele 8 la 10 și respectiv cartea Ezra, capitolele 7 la 10. Tot cam în perioada aceea a activat și profetul Maleahi. Nu se știe exact vremea lucrării sale, cercetătorii sunt împărțiți în opiniile lor. După părerea unora, Maleahi a fost înaintea lui Ezra și Nemia, înainte de anul 460 înaintea erei noastre. Posibil. Viața spirituală era în declin, tocmai de aceea au venit reformatorii. Alții sunt de părere că lucrarea lui Maleahi se încadrează undeva între cele două misiuni ale lui Nemia. El a fost mandatat mai întâi pentru 12 ani de slujire la Ierusalim, s-a reîntors la vechea lui slujbă la împăratul Artaxerxes și apoi a revenit. Și după cum știm din cartea sa, lucrurile din nou au degenerat. Și în această perioadă ar fi fost necesar un Maleahi. Alții sunt de părere și datează cartea Maleahi după Ezra și Nemia. Eu n-am studiat problema, pentru asta trebuie date istorice și arheologice, ceea ce vreau să spun, încadrând și pe Maleahi lângă ceilalți, e că, așa cum am observat noi în ciclul de lecții reforme, viața spirituală a poporului Dumnezeu scădea întotdeauna în timp și erau necesari profeți care să cheme din nou poporul la apropiere de Dumnezeu. Noi însă în lecția aceasta ne vom opri în mod deosebit la Nemia, Ezra și lucrarea lor, urmând a observa câteva principii din cărțile ce le poartă numele. Mai întâi, pasiunea lui Nemia pentru Ierusalim. După cele mai multe opinii a majoritatea cercetătorilor, el a venit la Ierusalim anii 444-445, ceva în perioada aceasta, și s-a dăruit lucrării Domnului, așa după cum citim în cartea sa, spunea el spre finalul scrierii lui 13:14, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuiesc păzite în ea. Să le observăm și noi împreună, citind din capitolul 1 al cărții sale. Aflăm mai întâi că Nemia a fost informat de unii evrei credincioși despre starea nenorocită a Ierusalimului. Citesc de la versetul 2. A venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda, i-am întrebat despre iudeii scăpați care mă rămăsese din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară,
zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Observați, el a întrebat. Înseamnă că a avut un interes mai vechi, o pasiune pentru Ierusalim. Citim în continuare să observăm că el a fost profund îndurerat când i s-au confirmat aceste adevăruri și s-a rugat cu stăruință pentru Ierusalim, versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Și deși aici apar doar câteva versete ce conțin cuvinte din rugăciunea lui, vă rog să vă gândiți că în acele zile de post și rugăciune el s-a rugat multe cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Eu vă rețin doar cu versetul 11, care arată o idee fundamentală din rugăciunea lui, prezintă starea inimii lui. Ah, Doamne, să ia minte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Dă astăzi izbândă robului tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci era în paharnicul împăratului, scria Nemia. Întrebarea care se ridică este: când cineva ne descrie o stare grea, cu păcate, cu sărăcie, cu nevoi, ce se întâmplă în viața noastră? De exemplu, ieri au sosit revistele de la frații Menodi și era acolo o foaie volantă în care era scris despre foametea din cornul Africii, unde milioane de oameni suferă de foame, de sete. E o secetă ce durează de 2 ani. Au murit 80% din animale, 40% din cămile și mulți oameni într-o tabără cu 90.000 de locuri, sunt deja 400.000. O situație foarte critică și frații menoniți și-arătau o disponibilitate, au trimis acolo o echipă să investigheze posibilitățile de ajutorare și făceau un apel ca să-i ajutăm și noi, să contribuim, mi-e dat acolo un cont unde se pot vira banii. Mă gândesc, oare ni se mișcă sufletul la nevoile altora? Sau, hai să spunem noi că africanii sunt în grijă altuia, dar în zonele de unde venim, sau chiar în biserica aceasta, sau în neamul nostru, cât de mult ne doare pentru o anumită situație. Domnul să ne ajute să înțelegem ce înseamnă împreună pentru Ierusalim. Totul pleacă de la o durere profundă, de la o pasiune curată. În capitolul 2 al cărții Nemia scrie că starea lui sufletească a fost observată de împărat, el a explicat-o și a cerut să fie numit dregător la Ierusalim cu mandatul rezidirii orașului ruinat. Spune Scriptura aici, citesc de la versetul 3, partea a doua: cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis: ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeu cerurilor și am răspuns împăratului: dacă găsești o cale, împăratul, și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis atunci: cât va ținea călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit o cale să mă lase să plec și i-am hotărât o vreme. Și din cuprinsul cărții știm că asta a însemnat 12 ani, în care el să se dedice total lucrării de la Ierusalim. Și tot din cartea sa aflăm că el nu s-a ales cu niciun câștig în toată această perioadă, a lucrat efectiv pentru Domnul, pentru lucrarea sfântă. Dat fiind de slujba lui la curtea regală, poate nu avea familie, nu vrea Dumnezeu să neglijăm îndatoririle familiale, dar în ceea ce se poate, sau cum sunt tinerii, despre care spune Scriptura 1 Corinteni 7, că pot să slujească Domnului cu Duhul și cu trupul, fără piedici. Ce facem noi pentru lucrarea sfântă? Odată ce a primit acest mandat, el a pornit spre Ierusalim,
scrie de la versetul 11, am ajuns și am rămas acolo 3 zile. Apoi observăm cum s-a familiarizat la fața locului cu situația de pe teren și în urmă, dat fiind și slujba sa de dregător și relația cu ceilalți care conduceau treburile împărătești dincolo de râu, cum se spunea, spune Scriptura aici că după o inspecție dintr-o noapte, vă rețin cu ceea ce scrie de la versetul 14, am trecut pe la poarta izvorului și pe la iazul împăratului și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. A inspectat totul și apoi de la versetul 17, le-am zis atunci, vedeți starea norocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțurile sunt arse de foc. Veniți să zidim iară zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și ca să întărească în aceasta, amintiți-vă și de Moise, care n-a putut doar să spună evreilor, Domnul va elibera, trebuia să dovedească faptul că are autoritate și că faptul e realizabil. Și le-am istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu să se peste mine. Și ce cuvinte am spusese împăratul. Ei au zis, să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Au fost gata să se implice în lucrarea Domnului. Dar, odată lucrarea demarată, și asta să ne fie clar tuturor, orice am face, fie că vrem să facem evangelizare, fie că avem o implicare în plan local la cântări sau în alte domenii, se vor găsi comentarii, vor fi împotrivitori, pentru că nu poate diavolul nici să fie absent, nici să stea pasiv când se face o lucrare bună. Observăm aici că odată ce au început lucrările, au apărut împotrivirile. Dușmanii au fost apți, prezenți, scrie de la versetul 19, toți aceștia și-au bătut joc și au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Și eu le-am răspuns, Dumnezeu cilor ne va da izbândă, noi robii săi ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducerea minte în Ierusalim. Așadar, dragii mei, când vreți să vă apucați de lucrare bună, trebuie să știți și ce să spuneți celor ce vreți să vă ajute și să știți ce să spuneți celor ce se împotrivesc. Avem de-a face și cu unii și cu alții, și cu îngeri buni și cu îngeri răi. Problemele au continuat pe toată durata continuării lucrărilor. Citim în capitolul 4, de la versetul 1, când a auzit Sambalat că zidim iară zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei. Și a zis înaintea fraților săi, înaintea ostașilor samarii, la ce lucrez acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Și altul a zis să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Observați, aici, în versetele ce vi le citim în continuare, câte forme are diavolul prin care vrea să ne intimideze, fie își bate joc de noi, fie până în final vine cu motivare la o alianță vinovată, cu diplomație, în forță. Toate acestea sunt metode pe care diavolul le-a folosit oricând de-a lungul timpului. Nu există lucrare bună la care să nu se ridice împotrivitor. Spunea apostolul scris în Noul Testament, partida aceasta peste tot stârnește împotriviri. Așa a fost și va fi pentru totdeauna, până va ajunge diavolul să fie legat. Scrie în continuare aici, tot în capitolul 4, citim la versetul 8, am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate înălțimea lui și poporul lucra cu inimă. Dar din nou aceștia s-au supărat foarte tare când au văzut că spărturile începeau să astupe. S-au unit împreună, vedeți că și cei răi sunt împreună când e vorba de lucrare bună. Bine spunea cineva că diavolii toți sunt învrăjbiți. Numai când se adună împotriva lui Dumnezeu, atunci fac și alianță. Ca să-i facă stricăciuni Ierusalimului. Și spune, apoi vă mai citesc din capitolul 6, subtitlul Noi piedici, lucrările continuau, dar nu pusesem încă ușile porților când s-a îmbalat Tobia, Gheșem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri,
Au auzit că zidim zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci Sambalat și Gheșem au trimis să-mi spună: vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-a trimis Sol că el are ceva important de făcut și nu se duce. I-au trimis o scrisoare deschisă. În versetele următoare scrie că au montat proroși mincinoși. Ba, spune în versetul 17, în vremea aceea era unul dintre fruntașii în Iudeia care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el, căci mulți din Iuda erau legați prin el, cu el prin jurământ, pentru că era și din lui Șecania, fiul lui Arah și fiul lui Hanan, care luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și spuneau cuvintele mele: Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Deci, până s-au sfârșit lucrările, au fost tot timpul probleme. Dar, în pofida acestor împotrivitori și a problemelor, beneficiind în primul rând de ajutorul celui atotputernic, de atitudinea favorabilă a lui Dumnezeu, știți, am amintit în lecția anterioară că Dumnezeu a spus prin profetul Zaharia în mod deosebit: voi mă întorc spre Ierusalim și îl zidesc. După ce Domnul a hotărât să se întoarcă în cetatea sa, el a fost favorabil unor asemenea lucrări. Deci ce este important mai întâi? Să avem sprijinul lui Dumnezeu și apoi să nu ne temem de împotrivirea diavolului. Cum i-a spus Domnul Ieremia când l-a chemat: să știi că ei se vor lupta cu tine, dar eu te voi face să fii puternic și să reziști în fața provocărilor lor. Dar n-a fost destul să se bucure de acordul lui Dumnezeu, de favoarea sa. A fost necesar ca Nemia și ceilalți să fie foarte bine organizați, și asta e partea aplicativă, și în același timp să știe să se apere. Pentru că noi, la fel, trebuie să lucrăm și să luptăm. Acea imagine a mistriei unită cu sabia este o permanență în lucrarea Domnului. Să citim din cartea Nemia, capitolul 4, mai întâi versetele 4 și 5, pentru a observa rugăciunile o care a venit înaintea Domnului. Ascultă, Dumnezeu nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocărilor asupra capului lor. Tot aici, versetul 9, ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. E necesar să ne rugăm. Amintiți-vă că povestea frate Todoraș că într-o vreme a visat că avea o armă bună, dar nu avea muniție. Și s-a spus: nu-s destule rugăciuni. Și în urma rugăciunilor primea muniția necesară ca să aibă suficiente gloanțe și să se poată lupta și să aibă biruință în lupta cu inamicul. Tot de aici citim din versetul 6: am zis zidul care a fost isprăvit pretutindeni, pentru că, spune în capitolul 3, fără să mai citesc, au fost repartizați. De la poarta asta până la punctul cutare, de la punctul acela până la următoarea poartă și așa mai departe, fiecare cu familia, preoții și așa mai departe, toți făcând treabă. În privința asta, noi în biserică nu suntem suficient de bine organizați la numărul de oameni ce l-avem și credem că în perioada următoare vom recurge la o sectorizare tocmai pentru a putea face față nevoilor. Organizarea este absolut necesară. Spune în continuare aici, citesc de la versetul 12, cum au împletit ei aceste lucrări de lucrare și apărare și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos din apoia zidului și în locurile tari poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbile, sulițe și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorul și celălalt popor: nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte Domnul cel mare și înfricoșați și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul
și ne-am întors cu toții la zid. Și observați, fiecare la lucrarea lui. E foarte important să pună tot umărul. Că este o zi de post, că e vorba de lucrări, de vizitarea bolnavilor, de misiune, de evanghelizare, lucrări, copiii, ce avem noi aici. Dacă ne împrăștiem toți pe ziduri, păstrând imaginea de aici și ne facem treaba, lucrarea va fi foarte bună și va avea succes. Observăm din capitolul următor că nu este necesar doar să avem o bună organizare și să ne luptăm pentru apărare. În cazul nostru nu ne trebuie arme, doar post și rugăciune și cuvinte de autoritate rostite în numele Domnului. Aici, sub titlul Plângerile poporului, sunt evidențiate nevoile interne. Ei munceau, dar fiecare avea familie care trebuia întreținută. Erau săraci. De altfel, de ce nu-și putuseră zidi cetatea până atunci? Datorită nevoilor, a lipsurilor lor. Ei, dar unii dintre ei apucaseră să se îmbogăți și ne îndreptățeau pe alții și au apărut probleme între frați. De aceea, să nu uităm că noi avem un scop misionar ca biserică, dar în același timp trebuie să avem grijă de săraci, de nevoile interne, pentru că nu cumva să apară conflicte și misiunea să fie pierdută și problemele din interior ca un cal troian să ne facă să pierdem lupta. Citesc doar așa selectiv din capitolul 5, versetul 1. Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au făcut ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Și când a auzit Nemia una ca asta, s-a dat exemplu pe sine și pe alți iudei credincioși. Cum? Noi ne-am dat bani și ne-am luptat ca unii evrei robi să ajungă liberi și voi ceilalți să luați robi pe însăși frații voștri. Și i-a determinat în final, zice în versetul 12, le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis. Atunci am chemat pe preoții înaintea cărora i-am pus să jure că își vor ținea cuvântul. Și a rostit un cuvânt greu în continuare. Și mi-am scuturat mantaua zicând așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și de averile lui pe orice om care își va ținea cuvântul și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis amin și a lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt. Problema s-a rezolvat și lucrările au putut să continue în bune condiții, în așa fel încât în final, scrie în 6:16, când au auzit toți vrăjmașii noștri s-au temut. Toate popoarele împrejurul nostru s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Pentru că scrie în versetul anterior, 15, totul s-a terminat într-un timp record, aș spune eu, în condițiile date și gândindu-mă la amploarea lucrării, în 52 de zile. A fost perioada așadar de aproape 2 luni de muncă intensă, dar în urmă s-au bucurat de realizarea aceasta. Apoi mai citim tot în planul lucrărilor de la Ierusalim, din capitolul 11, că odată împrejmuită cetatea cu ziduri, a fost nevoie de oameni pentru a fi populată, că petenile poporului s-au așezat la Ierusalim, cealaltă partea poporului a tras la sorți, pentru ca unul din 10 să vină să locuiască la Ierusalim. Așadar, preferau mai mult să stea undeva la țară. De aceea scrie în versetul 2, poporul a binecuvântat pe toți ce au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim. Pentru ca să capete greutate acest oraș, având un număr mai mare de locuitori, și cred eu și să fie păstrate zidurile, să se întrețină lucrarea. Până aici, cele despre Nemia. Să trecem acum la Ezra. El a fost chemat de Domnul și s-a dus la Ierusalim mai repede decât Nemia. Dacă Nemia s-a dus în anul al 20-lea al împăratului, Ezra s-a dus în anul al 7-lea. Asta înseamnă cu 13 ani mai repede. Probabil 457,
aproximativ, vă spuneam de la început, nu se știe cu exactitate. Citim în cartea Nehemia, mai întâi în capitolul 7, în cartea Ezra, scuzați, în versetul 10, că acest om și-a dedicat viața, era preot, s-a simțit dator să o facă, restaurări religiei adevărate. Și asta prin studierea cărților sfinte. Se pare că el a adunat cărțile Vechiului Testament și suntem recunoscători pentru ceea ce numim noi acum Vechiul Testament, până la el. Și totodată s-a dedicat să predea aceste cunoștințe, să învețe oamenii. Versetul 10 e un verset de căpătâi în cartea sa. Căci Ezra spusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii mijlocul lui Israel legile și poruncile. A fost o chemare pe care a vrut să o îndeplinească înaintea Domnului. Mi-am amintit despre cazul unei surori din Statele Unite care se credea o soră credincioasă, în sensul că se ferea de păcat și participa cu regularitate la slujbele sfinte, și a cărei soț era necredincios, fiind membru în Congresul Statelor Unite. Într-o seară se roga cu insistență pentru el, când a încheiat rugăciunea a simțit că Duhul o îndeamnă să stăruie în continuare. Asta s-a repetat până a treia oară, rugăciune în care a primit încredințarea că Domnul ascultă și în scurt timp soțul ei se predă Domnului. Dar în aceea rugăciune Domnul i-a cerut și fiind foarte aproape de Domnul rugăciunii a înțeles următoarele. Ești gata dacă eu te ascult să mă ascult și tu și întreaga ta casă? Dar Domnul nu i-a făcut de cunoscut mai mult. În starea aceea de înălțime spirituală, i-a răspuns da. Dar nu știa ce cuprinde acest da. În fine, când s-a terminat sesiunea aceea parlamentară, bărbatul s-a întors acasă și a redat cu entuziasm cum în seara aceea cu rugăciunile el nu se mai gândea la dezbaterile din congres, ci la sufletul lui pierdut, cum s-a grăbit să ajungă în camera unde era cazat și s-a predat Domnului. Și imediat după aceea, continuând relatarea, el a spus, în aceste zile când am încercat să mă apropii de Dumnezeu, am aflat că Dumnezeu vrea să nu mai candidez la postul de guvernator în statul nostru. Ea a tresărit dintr-o dată, fiindcă se rugase cu insistență, Doamne, dacă se va pocăi bărbatul meu, va fi un guvernator credincios și va face multe lucruri în acest stat. Și el a zis, Dumnezeu mă cheamă în câmpul de misiune. S-a înscris la o școală de misiune, a plecat și povestea sora peste ani. Toată viața am fost sărat și ne-am mutat de colo-colo. Și zicea ea, am înțeles ce a vrut Dumnezeu să mă înveți în seara aceea, că trebuie să ne dedicăm viața Lui și lucrării sfinte. Nu toți oamenii sunt chemați să slujească, așa cum se spune, full time. Fiecare avem o chemare, însă unii sunt chemați să renunțe la anumite lucruri. Pe unii determină Dumnezeu chiar prin condițiile materiale sau de sănătate să facă asta. Problema se pune să-și înțeleagă fiecare lucrarea și să-și îndeplinească cu succes până la sfârșit, amin? Ce ți-a pus Domnul pe inimă? Când dăm testul la învățător la început de an, există acolo o întrebare, de ce faci lucrarea aceasta? Și am întâlnit diferite răspunsuri. Unii sau unele spuneau, cred că Dumnezeu m-a chemat la aceasta. Alții spuneau, sunt liber în perioada aceasta și îmi plac copiii. E și asta bun, dar nu-i cel mai bun. Când știi că Dumnezeu te-a angajat și o faci ca pentru El. Și asta în toate privințe. În rolul de mamă, în evangelizarea de la om la om, am întâlnit oameni care la locul de muncă este chemarea lor. Și au succes. Domnul să ne ajute să ne îndeplinim misiunea, dar mai întâi să ne-o înțelegem, să fim dedicați. Amin? În adeverirea acestui mandat ceresc, Ezra a primit și un mandat terestru din partea împăratului. Citim în continuare aici, în capitolul 7, versetul
6. Acest Ezra a venit din Babilon, era un cărturar iscusit în legea lui Moise dată de Domnul Dumnezeu lui Israel și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. A fost o nouă întoarcere. Alți evrei, alți preoți, alți leviți au venit înapoi la Ierusalim. Și scrie aici, din versetul 11, iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxes, preotului și cărturarului Ezra, care învăța poruncile și legile Domnului cu privire la Israel. Artaxerxes, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în legea Dumnezeului celor și așa mai departe, am dat poruncă să lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoți și din leviții lui, care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. A fost din nou un apel împreună pentru Ierusalim. Cine vine din toate părțile Imperiului, care au vrut? Și scrie aici despre darurile care le-a primit. Citesc doar versetul 25. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Deci iată cum Dumnezeu a onorat pasiunea și dorința lui prin însăși o lege dată de acest suveran. Pentru că Dumnezeu când vede dorința unui om, nu se poate, dat fiind nevoia de oameni, mare, esențieri și puțin sunt lucrătorii, să nu onoreze. Numai dacă nu este cu inimă sinceră, așa ca a lui Simon. Dar în rest, oricine vrea să facă din toată inima lucrarea Domnului, Dumnezeu îi va da harul să o poată face. Citeam despre un bărbat care la 40 de ani era încă analfabet. Și copilul lui care participa la școală duminicală a venit acasă, a vorbit Domnul Iisus și s-a convertit. Și când s-a dat el seama ce adevărul sunt în cărțile sfinte și ce valoare are învățătura biblică, s-a pus repede pe carte și și-a dedicat toată viața înființării de școli duminicale. A înființat în anii ce au urmat peste 1000 de școli duminicale. Văzând valoarea acestor lucrări. Citim aici din capitolul 8 despre Ezra și toți ce s-au întors la Ierusalim, doar versetul 21, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului oase de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, că-și spusesem împăratului, și aceasta este o idee cheie din cărți, o voi reaminti în încheiere, mâna Dumnezeu nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și el ne-a ascultat și au ajuns cu bine, așa după cum scrie aici până la finalul capitolului. Să observăm acum, în continuare, ce au reușit să facă oamenii aceștia amândoi, împreună. Nu degeaba Dumnezeu a rânduit să slujească în aceeași perioadă, Ezra și Nehemia, cel puțin o parte din timp. Cei doi lideri au reorganizat slujbele sfinte. Dețineau, să spunem, puterea eclesiastică, și cea laică, seculară. Și împreună au contribuit mult între evrei la respectarea legii. Ne întoarcem la cartea Nehemia, citind din capitolul 10, de la versetul 28. Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți cei ce despărțiseră poporile străine ca să urmeze legea lui Dumnezeu, nevestelor, fiii și fetelor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere, s-au unit cu fraților mai cu vază dintre ei, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umple în legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului Stăpânului nostru, orânduielile și legile lui. Iată ce frumoase angajamente! De asemenea, în capitolul 12, citim despre vremea când au lucrat împreună aceștia doi, de la versetul 44, în ziua aceea s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele întâi roade și zeciuiele.
Ei au fost însărcinați să adune în el din timp ținutul cetăților părțile hotărâte de lege preoților și leviților, căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățirilor, cântăreții și ușierii și împlineau și ei slujbele, după rânduia lui David și a fiului său Solomon. Deci iată cum din nou au fost puse lucrurile în ordine ca și la cel din tâi templu. O, să ne ajute Domnul și nouă să fie toate puse la loc. Cântăreții să fie la locul lor, ușierii, cum vi s-ar părea într-o duminică dimineață să venim să nu vedem niciun frate ușier pe aici? Hai să zici că noi ne-am ști locul și am parcat cumva să nu ne tamponăm. Dar sunt alții care au nevoie. Cum ar fi dacă nu-s frații la cântări, dacă nu există una și nu e cealaltă? Vă rog să vă gândiți că la Templul Ierusalim erau mai multe activități decât într-o biserică locală. Era un cult întreg, cu jerfe, cu curățiri. Și toate acestea au fost puse în ordine, la locul lor. Citim din același capitol 12 că odată cu rezidirea zidurilor Ierusalimului a fost o mare bucurie, o împlinire și apogeul lucrării s-a desfășurat în casa Domnului. Citim de la versetul 27. La sfințirea zidurilor Ierusalimului au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau și i-au dus la Ierusalim ca să prăznuiască sfințirea, sărbătoarea cu laude și cântări în sunet de chimvale, lăute și arfe. Fiii cântăreților s-au strâns din împrejurimea Ierusalimului, din satele slujitorilor templului și enumeră. S-au împărțit în două. Pe o parte a zidurilor mergea Nemia, însoțit de o parte din slujitori și din cei ce lăudau pe Domnul. În partea cealaltă, pe cealaltă parte, semicercul celălalt, era Esra, însoțit și el de leviți și de o parte din popor. Și scrie aici în versetul 40, cele două coruri s-au oprit în casa lui Dumnezeu și tot așa eu și dregătorii care erau cu mine. Și rețineți versetul 43, când și-au înălțat toți glasul, cârmuiți de izrahia, în ziua aceea s-au dus multe jerfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie, se bucurau și femeile și copiii și strigăte de bucurie Ierusalimului se auzeau până departe. Vă amintiți când s-a mai întâmplat așa? Cu ocazia rezidirii templului. Deci fiecare nouă lucrare împlinită aduce o nouă porție de bucurie. Nu există împlinire și fericire mai mare decât cea din lucrarea Domnului. După cum scrie în psalm, tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei atunci când au prosperitate. Dacă nu avem bucurie, e și dată de faptul că nu suntem implicați și nu avem după ce să ne bucurăm. De-abia după eforturi, muncă, după acele nopți în care au stat cu toții în veghe, bucuria a fost deplină. Odată ce ne-am pus la punct, ne-am reamintit întreaga lucrare de acolo, să privim pe scurt la câteva principii din cărțile Nemia și Ezra. Mai întâi, în domeniul contribuției materiale pentru Ierusalim. Implicarea în lucrarea Domnului pentru Ierusalim se face cu eforturi mari, nu doar din prisos și nu doar în timpul liber. Cine vrea să dea Domnului din banii lui și din timpul lui doar așa ce-i peste, nu-i vrednic de lucrarea sfântă și nici nu merită bucurie. În Nemia, capitolul 4, scrie de la versetul 16, din ziua aceea, jumătate în oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate în armată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri, cu platoșe. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Versetul 21. Așa făceam lucrarea, jumătate noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelor, în același timp. Am zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu ajutorul său, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Asta înseamnă
solicitare. Împreună înseamnă, în primul rând, efort, dar pentru asta trebuie pasiune. A întrebat cineva odată pe un antrenor, ce iubești mai mult la un sportiv? Și a enumerat câteva calități. Și a zis, nu, dar ce contează? Și a zis, în primul rând, dorința lui de a face sport. Căci dacă cineva n-are pasiune, aș îndrăzni să spun că nici Dumnezeu, nici diavolul nu se poate folosi de el. Pavel a fost pornit înspre rău, dar și când s-a redirecționat, a știut ce are de făcut. Dar care-i moale ca apa, nu-i bun și nu poți face treabă cu el. Domnul să pună viață în noi și să înțelegem că efortul acesta ne va fi răsplătit. În al doilea rând, tot din punct de vedere material, împreună, înseamnă să lucreze toți. În capitolul 3 este scris în mod repetat, alături de ei a lucrat. Asta înseamnă împreună. Asta a fost foarte necesar. Vreau să vă gândiți că dușmanii i-ar fi oprit din lucrare dacă doar o parte din zid se făcea. Și unii de partea lor nu voiau să-și facă treaba. Scrie în 3:5 că fruntașii tecoiților nu s-au supus în slujba Domnului, dar au fost puțini. Aceștia există tot timpul. Oameni care, așa cum zice în Eclesiastul 11, se uită după soare și după vânt și nu mai seamănă, nici nu mai seceră până în lumea. Dar ceilalți, dacă fiecare își face datoria, în condițiile date, mă, dacă am evaluat să mergem în misiune numai când e mașina în starea tehnică cea mai bună, când nu ne doare nimic, când avem bani destui, când e vreme bună, o să mergem, vorba aceea, la anul și la mulți ani. Dar dacă ne ducem când trebuie, Apostolul Pavel spune, am slujit Domnului în neputința trupului. Așa cum suntem, vorba fratelui Vrumbrand, spune el într-o predică, cerea să mor, dar tot am venit la biserică. Că decât să mor acasă, mai bine mor pe amvon, spune el. Ei, era bătrân, avea 90 de ani. Deci, este necesar ca să ne implicăm toți. Scrie la un moment dat despre unii că au lucrat cu fetele. Eu știu cazul unei familii care n-a avut băieți și au construit un locaș de închinare și că erau fetele la bolțari, că n-avea cine. Cei care înțeleg nevoia își angajează familia. Se abonează fiecare ca în partea lui. Am menționat și lucrurile materiale pentru că există o legătură, o împletire a celor materiale cu cele spirituale. Nu se poate face lucrarea Domnului fără un suport material. Pentru că în vremea aceea au fost necesare contribuții pentru construcții, pentru întreținerea locurilor sfinte, sponsorizarea slujitorilor, daruri pentru jertfe, pentru actele de cult. Și vă citesc din Neemia 10 pentru a vedea nevoia aceasta comună. 10 de la versetul 32. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba casei Dumnezeului nostru și enumeră pentru pâini și celelalte. De asemenea, citesc de la versetul 36, să aducem la casa Dumnezeu nostru prețul care fac slujbă în casa Dumnezeu nostru pentru ei născuți ai fiilor noștri, ai vitelor noastre, cum este scris în lege. Pentru ei născuți ai vacilor și a oilor noastre, să aducem preoților în cămările casei Dumnezeu nostru cele din tine roade, din plămădeală, din darul nostru de mâncare, din roade tuturor pomilor, din must, din unt de lemn și să dăm zeciuială din pământul nostru leviților care trebuie să iei înșiși și toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. Nu puteau leviții să-și facă slujba fără contribuția poporului. Nu se putea face însăși templu și zidurile dacă oamenii nu contribuiau. Întâi a fost o bază materială care era folosită pentru îndeplinirea unei slujbe spirituale. Să observăm acum în domeniul contribuției spirituale pentru Ierusalim ce este nevoie. Pentru că există și oameni în partea cealaltă duși. Se dăruiesc
fac eforturi mari, dar nu înțeleg că legea divină, Scriptura și mesajele profetice sunt întotdeauna referințele fundamentale în procesul împreună pentru Ierusalim. În cartea Nemia, capitolul 8, este scris: când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel, cât de solemn au înțeles și ce valoare are legea. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Și scrie că era ajutat și de alți leviți, citesc versetul 8, ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Asta este foarte important. Amintiți-vă din lecția anterioară cât de importante au fost mesajele profetice. Deci nu putem să spunem, noi facem o lucrare și toți ne implicăm, dar după ce reguli? Cine dictează? Autoritatea supremă e dată de cuvântul lui Dumnezeu, dacă e casa lui să-l lăsăm să fie stăpân, amin? Și nu se spună fiecare, eu fac, dar fac ce vreau, sunt banii mei și vă spun eu ce trebuie făcut cu ei. Ei, dacă i-ai dat Domnului, într-o adunare un frate contribuise cu o sumă importantă de bani și era un pocăit. Și fiindcă a cerut și altora din adunare să fie pocăit, să spun așa mai simplu, și l-a putea la cât ai dat. Și l-a zis, eu n-am dat nimic, n-aveți ce-mi socoti mie. Eu ce-am dat, am dat Domnului, nu v-am dat vouă. Și aia rămân, aia cu Domnul mă împac. Chiar dacă eu trebuie să plec de aici, asta nu e o problemă, banii contabilizează Dumnezeu. Deci când ne gândim, așa cum s-a citit săptămâna trecută, că ceea ce dăm vine de la Domnul și noi îi dăm Lui și lucrarea este a Lui, atunci să ne și rugăm ca Domnul să o coordoneze. În al doilea rând, ce este important în plan spiritual, Ezra și Nemia au trecut de la teorie, dar mai întâi trebuie teoria prezentată la practică. Adică au aplicat sistemul care cred că e singura soluție ca să se întâmple minunea ce-o vrea Domnul. Nu se pot face în biserică lucrurile în forță. Biserica nu este armată. Noi avem un singur sistem care dă roade. Să învățăm poporul, să ne rugăm și să postim ca Dumnezeu să miște inimile oamenilor. Așa au procedat ei. Vă citesc din cartea Nemia, capitolul 9. Era dregător și putea să se impună la Ierusalim. În a 24-a zi, aceleași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în sat și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, dispărținii toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatelor și fără de legile părinților lor. După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor. Au avut zi plină, frașurori. A patra parte din zi, o alta patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Astea sunt cele mai binecuvântate zile. Spune aici, în felul acesta, poporul s-a angajat, inima a fost sensibilizată. Noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris și căpetenii noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Scrie apoi și în Ezra capitolul 9, ceva asemănător. Ezra a fost informat că poporul a păcătuit. Se încuscriseră cu popoare străine, ceea ce însemna pierderea toate realizărilor lor. Și spune Scriptura aici, în versetul 3, când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-a smuls părul din cap și perii din barbă, s-am stas jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți și se temeau de cuvintele Dumnezeului Israel de pricina păcatul fiilor robiei și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară, din nouă zi întreagă în care a stat înaintea Domnului, ca Domnul să-i cerceteze. Și scrie în capitolul 10, continuarea aici e prezentată rugăciunea lui,
Era versetul 1, pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Atunci Șecania, fiul lui Ehiel, dintre fiul lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra, am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării, dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Deci iată cum inima lor a fost sensibilizată. Și mă adaug din Neemia, capitolul 8, ca să înțelegem că trebuie să trecem la practică, pe acest fond. Neemia 8 cu 14. Și-au găsit scris în lege și în continuare scrie că au făcut exact cum era scris. Asta a fost ceva simplu. Să ia securile, să meargă să taie ramuri, să-și facă împreună corturi și să asculte legea la umbră. Nu era greu. Deși până atunci nu se mai făcuse. Da, dar ceea ce citim din Ezra, din capitolul 10, a fost foarte greu. Acolo nu a fost cazul să tai o creangă într-un copac, a trebuit să tai o creangă de la inimă, să te separi de nevasta ce ai avut-o. Dacă a fost din alt popor, să-i faci bagajul și să-i dai drumul să plece la neamul ei. Da, dar pentru că inima lor se sensibilizase cu post, cu rugăciune, au văzut că așa e scris, că Dumnezeu are un plan cu ei, au fost gata să facă. Oare o fi noi gata să ascultăm și în cele mici și în cele mari? Vom fi noi gata, de exemplu, să lăsăm de la noi o sumă de bani dacă ne convingem că așa este? Până nu-i se moaie inima, facem scandal pentru 5 bani. Dacă se moaie, nu te mai uiți la milioane. De exemplu, îi cer cu un băiat, băi, rupe-te de fata asta, că nu ești curunat, ăștia au avut copii cu ele și au renunțat la ele. Nu vezi că e nepocăit? Dacă trăiești în firea pământească, cum vă dădeam exemplu acela duminică, spunea, nu pot să mă las și dacă șansele sunt sub 5%, încerc. Da, dar când îți înmoaie Dumnezeu inima, gata, o rupi. Povestea un tânăr că după ce a fost abordat într-un mod provocator de o colegă, până la urmă se instaurase o relație amoroasă între ei, oarecum mai distantă, dar periculoasă, s-a dus la un frate și acesta i-a spus, postim și ne rugăm, asta e prima operație. După post și rugăciune, a zis, Domnul m-a îndemnat să spun, du-te, discută cu fata și îi spune că tu ești pocăit și trebuie să rupi relațiile cu ea. Și zicea tânărul acela, actualmente e ajuns păstor, m-am dus, i-am spus cu solemnitate, cu seriozitate, fără să-mi bajoc, dar mi-am afirmat principiile și a rupt-o. Deci, este necesar să trecem la aplicația practică. Și în final, observăm din cartea Neemia, capitolul 7 și apoi din capitolul 13, că trebuie și disciplină. 7:2, am poruncit fratele meu Hanane, versetul 3, și le-am zis să nu se deschidă porțile sale înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietorile în fața voastră. Locuitorul Salimului se facă de straj și fiecare la locul lui înaintea casei lui. Deci, cu alte cuvinte, era portal la noi, provocăm copiii la rugăciune, la toate locurile sfinte, dar dacă e cazul și vorbim cu oamenii de ordine, nu ies afară în perioada aceea. Cam așa ceva a fost atunci. Scrie în capitolul 13 din Neemia, că după ce s-a reîntors la Ierusalim, în al doilea mandat, a observat că fusese părăsită casa Domnului, străinii se amestecaseră și se făcuseră stăpâni pe anumite încăperi aferente templului. Versetul 10, am auzit de asemenea că părțile leviților nu se dăduseră, leviții și cântăreții însărcinați cu slujba, n-au văzut ce să facă, văzuseră fiecare în ținutul lui, trebuiau să se întrețină. Am mustrat pe dregători și le-am zis, pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Și am strâns pe levii și pe cântăreți și i-am pus iarăși în slujba lor. Și apoi scrie de la versetul 15 că a avut de-a face cu comercianți care profitau de ziua sabatului să vină la Ierusalim să-și expună mărfurile și oamenii să nu poată merge la templu, să nu se închine Domnului. Evreii nu lucrau și atunci aveau timp de piață. Se mai întâmplă și la noi că e piața, ba de mașini, ba de nu știu ce alte mărfuri duminica. Ce facem? Mergem la piață sau venim la biserică? Și Neemia a fost hotărât să impună niște reguli.
Să închide porțile, să îi dea afară, să le spună că le confiscăm marfa. Apoi, de la versetul 22, sunt alte reguli disciplinare, pentru că după ce depui toate eforturile, se adaugă și disciplina la capitolul organizare. Amin? Încheiem ceea ce am spus despre felul în care a fost reconstruit Ierusalimul, despre felul în care au fost organizate slujbele sfinte prin acești doi oameni dăruiți, Nemia și Ezra. Cum s-au împletit cele materiale cu cele spirituale, fiecare a contribuit, a fost un împreună pentru Ierusalim din toată inima. În final, putem spune că după începuturile slabe, așa cum scrie în Zaharia 4, se râdeau toți, ce vor face evreii aceștia? Pentru că acolo era Duhul Domnului, pentru că Domnul a mișcat inima acestor oameni, pentru că mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine, zicea Nemia 2:8. Același lucru scrie și despre Ezra. Lucrarea s-a făcut. Și iată cum din nou ne reamintim ce am spus la lecția anterioară. Dacă Dumnezeu este cu noi, vom putea face. Bine spunea cineva, un om plus Dumnezeu egal majoritate. Restul să se supună. Cei ce vor să se încadreze, ceilalți vor pierde. Asta e foarte important. Întâi să ne asigurăm că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Împreună pentru Ierusalim înseamnă mai întâi împreună cu Domnul să fie mâna Lui peste noi. În al doilea rând, rezultă din aceste cărți că împreună pentru Ierusalim înseamnă împreună cu alți oameni evlavioși. Scrie în Nemia 7:2, am poruncit fratele meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetățui Ierusalimului, om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu. Cu astfel de oameni sunt șanse să facem ceva. E bine să fii cu Dumnezeu, dar nu-i destul. Mai trebuie să ne asociem oameni credincioși. Scrie de asemenea în Nemia, capitolul 9. Și vă rog să vă gândiți că acest preot și cărturar n-ar fi putut să recurgă la acea disciplinare atât de severă dacă n-avea lângă el niște oameni. În 9:4 scrie, atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel și s-a format ca un comitet de inițiativă. Scrie apoi în capitolul 10, versetul 2, s-a sculat Șecania și a zis, versetul 3, să facem acum un legământ ca Dumnezeul nostru tuturor acestor femei și a fiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru și facă-se după lege. Adică Ezra avea lângă el pe câțiva care se temeau de Domnul. Să ridice Domnul în toate adunările comitete de oameni credincioși cu care se poate face ceva. De multe ori în țările române domnitorii au fost subminați de sfatul boierilor. Dacă există lângă cel care e cu Dumnezeu alți oameni și ei credincioși, în final se poate face ceva. Și peste toate numele Domnului să fie binecuvântat și lucrarea Domnului, simbolul Ierusalimului, să meargă înainte. Amin.